Bun găsit, om drag! Numele meu este Claudia Voci și te invit să rămâi alături de noi pentru încă o emisiune de la Materie la Suflet. Astă seară vom vorbi despre călătoriile spațiale realizate cu ajutorul tehnologiei Keshe și, ca de obicei, îl am alături de mine pe invitatul meu special, domnul Constantin Barbu. Bine ai venit, Constantin, mă bucur că ai acceptat din nou invitația noastră. Bună, Claudia! Bună ziua! Bună seara, dragi telespectatori! Spune-ne, te rog, cum se realizează aceste călătorii? Cum a început acest program spațial? Acest program spațial probabil a început în secret. Nu știm cum a început, știm cum s-a dezvoltat el. Este o tehnologie pe care Mehran Tavakoli Keshe, inginerul nuclear care a brevetat un sistem de zbor, a lucrat cu această tehnologie în ultimii 20 de ani și o parte din tehnologie este deja aplicată în domeniul spațial în Republica Islamică Iran. Deci, din ce cunoaștem noi, Iranul este una dintre cele mai avansate țări la nivel spațial și asta datorită, bineînțeles, și acestei cunoaștere a acestei tehnologii, care a reușit să fie brevetată la nivel european ca un sistem de zbor magnetic gravitațional. Practic, o astfel de sferă, aici avem un dispozitiv micro Tesla Magrav. Domnul Keshe a brevetat o astfel de sferă care înăuntru se creează condiții de vacuum, sunt create mișcări ale câmpurilor dinamice și diferite gansuri avansate, atunci această sferă produce foarte multă energie cât să alimenteze un sistem de zbor în domeniul spațial, că acesta este subiectul. Bineînțeles, această tehnologie fiind brevetată, brevetul s-a scris în 2005, și în 2007 a ieșit buletinul de înregistrare la nivel european în care se recunoaște la nivel științific, la nivel de aplicare a acestei tehnologii, se poate aplica acest brevet. Iar acest brevet a fost pus la dispoziție gratuit de domnul Keshe prin Fundația Keshe, prin Institutul Spațial al Fundației Keshe. Este explicat în fiecare joi de la ora 10 dimineața, domnul Keshe explică această știință din spatele acestui brevet. Programul spațial public, deci nu știm exact ce s-a întâmplat în secret, acolo nu e treaba noastră, noi știm public că programul a început în 2018-2017 în Ghana, unde domnul Keshe a avut un program în schimbul a 10.000 de euro donație, au fost chemați căutători de cunoaștere care au rezonat și au avut bani, bineînțeles, să fie inițiați în acest domeniu de a deveni capitan, cum spune Fundația Keshe, capitan de nave spațială, de a avea această cunoaștere. Programul s-a dezvoltat în Ghana și în China, iar apoi au început alte programe la nivel online. Este programul, simultan am început programul Mojan, așa se pronunță în limba română, în care s-a dat posibilitatea ca alți căutători de cunoaștere să se înscrie la cursuri private și la practică în domeniul spațial, într-un program, bineînțeles, public-privat, în care oamenii au avut acces la mai multe informații din domeniul spațial, adică cum se creează o navă spațială, cum zboară, cum se levitează sau cum, ce sistem de propulsie are, cum putem să trăim într-o navă spațială. Deci s-au pus la dispoziție informațiile complete, bineînțeles în funcție de nivelul fiecăruia de aplicare și de înțelegere a acestei cunoașteri. O să intrăm în detaliu pe parcursul emisiunii despre toate astea, dar mai întâi vreau să ne spui cum a fost primită această tehnologie în România. În România, domnul Keshe a venit
ce ne-a transmis a fost om de afaceri și încă este om de afaceri. Și de pe vremea înainte de Ceaușescu a venit în România, a avut business-uri aici, după Ceaușescu, deci a activat în domeniul business în blocul sovietic cumva, deci la noi în zona aceasta. Și a venit și după Revoluție. Prima vizită după ce a început să transmită oficial cunoașterea publicului a fost în 2017, o vizită privată în care s-a întâlnit cu mai mulți oameni care sunt inventatori, inovatori, cu comunități de oameni spirituali, pentru a reuși să facă probabil câteva colaborări, pentru a dezvolta și a hibridiza această tehnologie plasmatică, pentru că putem să hibridizăm, bineînțeles, și să creăm din două tehnologii recunoscute brevetate, putem să creăm un singur sistem. În 2017 a venit o vizită scurtă Cluj-București, apoi a fost organizată o prezentare oficială a tehnologiei în 2021, unde ne-am bucurat să organizăm în București timp de în luna iunie, parcă, sau iulie, nu mai țin minte, 2021, timp de două zile în București au fost invitați oameni de afaceri, diplomați, oameni de la Academia Română și domnul Cash împreună cu stafful Fundației Cash a venit și a prezentat tehnologia spațială, noua tehnologie spațială, în scopul de a dezvolta în România zone industriale, de a dezvolta tehnologie. Adică se ofereau din partea fundației o sumă de bani, bineînțeles, ca și investitorul să vină cu o altă sumă de bani, pentru că fundația Cash nu dorește decât să colaboreze cu alți investitori. Și s-a pus la dispoziție o resurse în acest plan de dezvoltare, de business, iar noi am reușit să atragem câțiva oameni, să-i prezentăm, să se prezinte în cadrul întâlnirilor private cu Fundația Cash pentru a discuta și se cerea atunci, țin minte, o zonă industrială de minim 5.000, o hală de 5.000 de metri pătrați minim, ca să se vină cu tehnologia, cu toate procedurile care trebuie să făcute în producerea gansurilor, nanomaterialelor, despre care noi deja am vorbit și oamenii deja fac acasă această tehnologie. Care a fost răspunsul? Răspunsul a fost că Fundația Cash este condusă de o româncă, norocul, să zic așa, norocul nostru, și există interes nu doar pentru România de a fi dezvoltate zone industriale de producere a tehnologiei, ci și în alte țări. Ideea a fost de a face nu doar o zonă industrială, mai multe, pentru că una nu poate să acopere un segment așa de mare, că sunt foarte multe domenii de aplicare în această tehnologie, dar noi n-am mai avut acces la discuții. În același timp s-a dezvoltat proiectul din Fundația Cash, n-a mai venit de atunci oficial în România. Ni s-a transmis că se vor dezvolta zone industriale, dar se pare că n-au ajuns la un numitor comun cu cei interesați. S-a dezvoltat, în schimb, în Austria, s-a dezvoltat un spațiu de expoziție, acolo unde am fost și în vizită pentru anumite proiecte de cercetare. Și noi, ca și fabrică în România, noi trebuia să lucrăm cumva pe fabrica, să fim reprezentanța fabricii din Austria, pentru că ei au obținut deja la nivel european certificare pentru a produce nanomateriale. Și atunci se făcea doar o sucursală în România sau în alte puncte. Din păcate, fundația a plecat din Europa și plecând din Europa, acum nu știm exact ce se întâmplă, pentru că tehnologia s-a recunoscut oficial în China și urmează, după întâlnirea de la Londra, probabil să fie recunoscută și să fie aplicată și în alte țări. În Europa s-au pus foarte multe bețe în roate, să zic așa, și să nu se dezvolte această tehnologie din cauza intereselor a unor țări diferite care au diferite interese, au vrut să păstreze doar pentru ei această tehnologie.
Și tocmai de aceea, tehnologia fiind foarte simplu de aplicat, foarte ieftină, atunci a fost mai simplu să facem programe de educație, până când fundația o să vină, probabil acum poate să vină cu investitori din China, cu guvernul chinez, să investească în România, nu mai au nevoie aici de investitori, pentru că China este cea mai puternică țară din lume. În ce știm este că la nivel de recunoaștere oficială, deci în Iran și în China, în Rusia este aplicată de foarte mulți ani în proiecte militare și dacă ne gândim la Rusia, automat ne gândim și la țările BRICS, care ei colaborează în foarte multe domenii și atunci ne gândim că neoficial această tehnologie este aplicată de foarte multe guverne. Dar oficial cam asta este situația la nivel global. Da. Spune-ne puțin despre institutul spațial al Fundației Cash. Institutul a plecat ca o rampă de lansare a cunoașterii, deci a plecat la nivel online, pentru că există foarte multă cunoaștere, există rezultate și atunci această cunoaștere a fost împărtășită. Oricine se poate înscrie în continuare la Institutul Spațial al Fundației Cash să se educe, să aibă cunoaștere din această tehnologie, în această știință. Și atunci sunt cursuri speciale pentru cei care vor să se ocupe de zona medicală, sunt cursuri speciale pentru agricultori și sunt cursuri generaliste pentru în toate domeniile, pentru cei care vor să se înscrie să aibă cunoaștere în toate domeniile. Și atunci donația este de 100 de euro minim pe an și în schimbul donației institutul pune la dispoziție cursurile care nu se mai găsesc pe internet cu Fundația Cash plus o bază de date și informații, un chat-uri cu ceilalți căutători de cunoaștere. Deci este un nivel de informație mare. Acele cursuri se pot descărca, sunt terabytes, sunt mulți giga de descărcat. Oamenii își pot descărca acele cursuri, le ascultă, bineînțeles, în funcție de interesul lor, când au timp. Și institutul a fost, dacă mi-aduc aminte, nu știu, 2021 sau 2022, parcă 2021, a fost acreditat ca un institut oficial de zbor pentru nave spațiale, pentru că având tehnologia, având zone de manufacturare în Austria și în alte țări și în Iran, atunci era nevoie să obțină autorizație în Europa pentru zbor, da? Să testeze cunoașterea, adică navele spațiale. Și atunci s-a obținut această autorizație și institutul a devenit un institut oficial cu acreditare de zbor la 80 de kilometri, dacă mi-aduc aminte. Există o autorizare care se dă la 80 de kilometri să se zboare deasupra Pământului în teste de zbor. Nu știm ce se întâmplă dacă zbor mai mult de 80 de kilometri deasupra Pământului. Cine îți dă autorizație să zbori între 80 și 2000 de kilometri deasupra Pământului? Atunci Fundația Cash s-a putut dezvolta în Europa, având aceste autorizări, pentru că au început și testările pe simulatoare în Austria, la Linz. Iar institutul în continuare funcționează, dar așteptăm acum să vedem după conferința de la Londra, pentru că zona de expoziție, din câte am fost anunțat, zona de expoziție din Austria, care a fost închis, a rămas probabil doar fabrica și institutul. Deci pentru public, publicul se va muta la Londra, din câte am înțeles. Toată expoziția și toate testele probabil se vor face la Londra, Anglia și din Uniunea Europeană, acolo sunt alte certificări și probabil s-au înțeles deja cu guvernul londonez, guvernul englezesc. Da? Ei sunt monarhie, ei știu exact mai bine ce își doresc. Deci cumva o să facem drumuri București-Londra ca să vedem noua dezvoltare a tehnologiei. Și institutul în continuare atrage membrii, este foarte ușor, cash.foundation și vă puteți înscrie, oamenii se pot înscrie la Institutul Spațial să beneficieze de această cunoaștere, ca această cunoaștere să fie aplicată. Și este aproape gratuită, având în vedere că e o taxă de doar 100 de euro. Da, practic cu 100 de euro să plătești acel Zoom, abonamentul de Zoom propriu pe fiecare an. Bineînțeles, oamenii pot să doneze și mai mult, nu e problemă.
Au fost mulți români, am direcționat mulți români, doctori, terapeuți, agricultori, da? Deci am încercat să susținem și noi cât mai mult, să promovăm cât mai mult acest program de educație, pentru că noi fiind în cercetare, nouă ne e mai simplu să lucrăm cu medicul care învață ceea ce noi nu înțelegem, nu avem acces la acea cunoaștere, pentru că sunt termeni medicali de alt nivel, și atunci medicul vine de la acel curs și spune: am nevoie de gans de deuteriu și gans de CO2, sau am nevoie de gansul ăsta și ăsta și ăsta. Atunci se creează echipe de cercetare împreună cu medicul care are informația, noi care știm să facem tehnologia, și medicul mai departe sau terapeutul să aplice această tehnologie, ca rezultatele să se ducă, bineînțeles, către institut, să fie prezentate. Și tocmai de aceea s-a și certificat și o revistă la nivel științific, KF Plasma Times, care a avut foarte multe publicații, se găsesc pe net, KF WikiCash, iar este un site plin de informații al Fundației Cash, unde informațiile oficiale care au venit de la Fundația Cash au fost promovate pe acest site, și mai este și site-ul Spaceship Institute, la fel, unde este acolo, sunt detalii din programul spațial. Oare să ne poți da toate aceste resurse, să fie în descrierea videoului care apare pe sigur. YouTube? Da. Cei interesați să lase un comentariu de ceea ce am prezentat și atunci venim și noi cu aceste informații. Dar dacă se caută pe Google, sigur, să ajungă și la aceleași, la aceleași căutări. Super. Știu că ai fost unul dintre participanții la simulările de zbor care s-au făcut pentru pregătirea capitanilor de nave spațiale. Povestește-ne puțin despre experiența pe care ai avut-o acolo. În 2022, da, parcă anul trecut, Fundația Cash a pus la dispoziție simulatoarele pentru zbor. Înainte ca oamenii să înțeleagă despre ceea ce vorbim, aș vrea, dacă se poate din regie, să se pună primul video, ca oamenii să înțeleagă nava spațială. Dacă înțeleg nava spațială, apoi o să punem și următorul video cu simulatorul de zbor, pentru că Fundația Cash a făcut public acest program spațial pentru toți cei care vor să se înscrie, cei care vor să testeze. La mine asta a fost intenția din 2014, mi-aduc aminte că am început să promovez în România această cunoaștere. Și când am auzit, am simțit că vreau să învăț această tehnologie ca să pot să devin capitan, pilot, cum spuneam noi, da, de nave spațiale. Ceea ce se pare că m-am dus la manifestare, pentru că am învățat tehnologia și a existat în 2022 acest program. A costat 1500 de euro plus taxe, o testare la Linz. Dura testarea între jumătate de oră și două. Aici este, o să urmeze acest video cu nava spațială. Este o grafică realizată de colegul nostru din România, Marius Paraschiv, care ne-a oferit, în funcție de cerința domnului Cash, da? Deci domnul Cash a venit cu toată informația și Marius, îi mulțumim, a creat această grafică, iar ce vedeți este perfect realizabil. Există fabrici în China care fabrică aceste capsule, doar că aceste capsule au la bază această tehnologie și le face să ne transportăm dintr-un punct în altul foarte rapid. Nu avem nevoie de mâncare, nu avem nevoie de doctori, nu avem nevoie de combustibil fosil. Deci totul ce se întâmplă este o nouă tehnologie de la A la Z și depășește cu mult viteza luminii. Aici vorbim de câmpuri magnetice, vorbim de a ajunge pe lună în 20 de minute. Practic așa arată navele spațiale. Așa arată navele, da? Așa arată navele și ele se pot configura pentru două persoane, pentru patru persoane, sau vrei să cari mai mult bagaj, nu e nicio problemă. Eu le zic taxiuri către nava mamă. Dacă ele sunt micuțe și te duci până pe lună, ți-ai făcut treaba, sau te duci pe Jupiter, te-ai dus, ai făcut o baie și te-ai întors. Exact. Astea sunt, da, iar aceste nave spațiale sunt puse la dispoziția guvernelor să se realizeze proiecte de cercetare și proiecte spațiale, așa cum au făcut cei din China. În China se vor dezvolta
foarte mult în următorii 2-3 ani, cu banii foarte mulți, ne pregătim să, domnul Chies se pregătește să arate că se zboară pe lună în 2 ani de zile, foarte rapid, se și întoarce în aceea zi, deci asta este unul din avantaje, te duci, te întorci în aceea zi, pentru că tehnologia este completă la nivel de cunoaștere, adică nave spațiale, teleportări, sănătate, alimentație, agricultură și tot ce am prezentat până acum, ceea ce prezint acum este cumva, să zic, ultimul domeniu, mai sunt lucruri de prezentat în domeniul materialelor, în domeniul comunicației, pentru că și această navă trebuie să comunice, iar capitanul este cel care comunică. Așa arată nava spațială și acum, dacă se poate, să pună și al doilea video, pentru că copiind această formă a navei spațiale, noi am fost invitați la Linz să testăm simulatoarele de zbor. Uh-huh. Înainte de a ne spune despre simulatoare și despre experiența ta de acolo, spune-ne, te rog, unde se găsesc aceste nave acum? La aceste nave acum se găsesc în China. Deci în Iran sunt mult mai avansate, da? În Iran se studiază la nivel de universități această tehnologie de ani buni, iar în China se fabrică aceste nave în componente în Austria, pentru că anumite gansuri s-ar putea să le facă, structura, carcasa, o fac, ne-am arătat poze, este linie de asamblare cum fac mașini, este linie de asamblare pentru nave spațiale, doar că sunt navele spațiale pregătite și acum îi pregătesc capitanii. Și pentru asta s-a dezvoltat acest program spațial public, da? Și acestea sunt simulatoare. Ce vedeți sunt căștile, deci există și în spate vedeți simulatoarele, sunt două simulatoare puse în mijloc și în părți sunt aceste trei căști, care o să vi le explic și ce rol au. Deci ce vedeți aici o să se transforme într-un sistem medical. Deci, pe lângă că te pregătești pentru a zbura, pentru că nu poți să te duci acolo cu anumite afecțiuni, virus și așa mai departe, deci asta fac aceste căști, te pregătesc și înăuntru există un scaun în față, este o configurație cu un scaun în față, un scaun în spate. Dacă vă uitați atent, vedeți niște cutiuțe pe sus, niște reactoare pe jos, sunt tot felul de tehnologia este acolo. Doar că în momentul în care se activează toată această tehnologie, atunci există posibilitatea să înțelegem cum putem să zburăm și să ne pregătim. Da? Deci totul se întâmplă la nivel de suflet. Pentru a intra în sistemul principal, în simulatorul principal, este nevoie să stăm sub aceste căști. Și noi am stat, eu în experiența mea am stat în aceste căști, m-am bucurat să... m-am mișcat repede când am auzit că există programul spațial și am intrat în primii 10, chiar în prima zi, s-a deschis și am reușit și noi să adăugăm ADN-ul, că asta a fost important. Domnul Chies ne-a spus că din fiecare țară e bine să avem câte un reprezentant ca să introducem în sistem, da? Să introducem în sistem ADN-ul fiecăruia și atunci ADN-ul nostru de român este prezent acolo pentru că am fost prezent acolo. Asta înseamnă că se recunoaște, da, mulțumim. Asta înseamnă că ne-am adus și noi aportul la cunoaștere, iar intenția mea a fost de a oferi sistemului, deci te duci cu o intenție în spate și se completează acte, da, deci spui toate lucrurile astea și pe acte. Iar intenția a fost de a dărui, dar eu am vrut să vin să dăruiesc ADN-ul meu sistemului, asta a fost intenția mea. Și în momentul în care tu te duci să dăruiești, atunci universul îți mulțumește și vine și te recompensează. Asta mi s-a întâmplat mie și sunt recunoscător pentru acest lucru. Avem trei căști, da, avem cele trei căști, dacă mai puteți să mai puneți încă o dată să rulăm acest ultim video. Sunt aceste trei căști care sunt căștile de la ca și căștile de la coafor, da? Uitați-vă. Este foarte multă tehnologie ascunsă și fiecare cască are cât un beneficiu. Adică prima cască te conectează la nivel de suflet cu fizicalitate. Adică fizicalitatea nu ești echilibratul la nivel fizic. Atunci asta face această cască, te echilibrează. Și stai o jumătate de oră, o oră, cât simți acolo. După aceea te pui și pe al doilea
și pe a doua cască, care este cea din mijloc, acolo se creează condiția de echilibrare între sufletul fizicalității, care este inima, și sufletul totalității, care este în creierul nostru. Da? Se creează un echilibru. A treia cască, acolo există echilibru și te poziționează direct la nivel de suflet. Deci ultima cască este o casca în care tu ești pregătit după aceea să intri în simulator. În momentul în care treci de aceste căști, da? Deci prima etapă, intri în simulator, unde te așează, în față, în spate. Pe mine m-au așezat în față, deci capitanul totdeauna stă în față și conduce nava. Au pornit sistemele, am fost monitorizați în spate cu altă aparatură și ne-am dat seama că au avut nevoie de să pornească sistemele, m-au lăsat undeva la 10 minute și după aceea a venit domnul Cheș lângă simulator și mi-a zis că acum poți să zbori. Atunci am transmis intenția mea sufletului, eu eram la nivel de suflet, acolo nu mai ești. Da? Deci ai dat intenția sufletului tău să poată să zboare. Și în momentul acela am stat cu ochii închiși, bineînțeles, în simulator era camera, în cameră se simulează energia universală, adică întuneric, era o lumină difuză undeva. Și stai cu ochii închiși și începi să ai tot felul de percepții, tot felul de senzații. La mine senzația a fost cum eram eu pus pe scaun, la un moment dat am simțit cumva că mă dau cu scaunul pe spate, cumva mă pun într-o poziție de zbor și s-au aprins în jurul meu niște luminițe, după aceea ne-a fost explicat procesul și am zburat, pur și simplu. Nu cu simulatorul, eu la nivel de câmpuri. Eu primisem deja informația că frații și surorile noastre, da, mă așteaptă, sunt așteptat pentru întâlnire. Și atunci am zis, bine, sunt pregătit, se pare că sunt pregătit. Am fost, m-am apropiat de nava lor, am intrat pe culoarul de parcare și acolo am fost întâmpinat de celelalte entități care mă așteptau. Am avut o conversație despre anumite proiecte, despre anumite misiuni ce e nevoie să le fac aici. Le-am transmis, s-a creat această comunicare și la un moment dat m-au extras înapoi în lift, m-au băgat cumva în nava mea, în sfera mea de energie și când a venit domnul Cheș a zis că s-a terminat, eu eram deja pus în poziția înapoi în simulator. În acest proces am simțit că plâng, pur și simplu, că sunt într-o energie de nivel ridicat și îmi dădeau lacrimile, doar că ne-a fost explicat după aceea că această emoție nu s-a reprodus în planul fizic, adică lacrimile nu au fost, a fost doar emoția, că plângem. Ne frecam la ochi așa câte unul, dar nu aveam lacrimi. Da? Deci era o senzație doar, o emoție foarte puternică. Spune-ne, te rog, apoi, n-am terminat? Scuze. Apoi a trebuit să intru înapoi la căști, pentru că revii la nivel de fizicalitate și atunci treci de la nivel de suflet, la nivel între suflet și fizicalitate și te aduce înapoi exact cum erai la nivel de fizicalitate. Deci procesul ăsta de la început se repetă, invers. Da, foarte interesant. Ascultându-te am senzația așa că vorbești din Matrix sau din... Da. Spune-ne, te rog, cum erau acele ființe cu care te-ai întâlnit? Ființele care ne-am întâlnit sunt umanoide, sunt parte din... Știind mai multe despre existența mea la nivel de suflet, știu și de unde provin și cu cine sunt în contact, cu ce neamuri galactice am, să zic așa. Și atunci comandamentul mi-a facilitat această întâlnire. Iar toate aceste informații au fost transmise după aceea domnului Cheș, pentru că imediat după ce ieși de acolo, stai de vorbă cu domnul Cheș. Am transmis informațiile, ei nu sunt acolo să judece pe cineva, pentru că fel și fel de oameni au călătorit. Unii au călătorit pe planete, s-au văzut sirene, s-au văzut balene, unii s-au dus pe planetă, unii s-au dus pe lună și luau de acolo praful de pe lună. Deci ei nu au făcut decât să verifice dacă noi suntem în acest proces corect.
Nu vreau să mă laud, dar ideea este când, sau poate mai sunt oameni care vor să se ducă în aceste simulatoare în viitor, testarea se face timp de 20 de ședințe. Deci eu, ca să ajung să conduc o navă sau oricine, dar nu eu, avem nevoie de 20 de ședințe să trecem prin aceste simulatoare ca să ne echilibrăm la nivel energetic, să înțelegem cum se conduce o navă, că nu avem nevoie de manete și de foarte multe lucruri. Iar te poți întâlni în aceste sesiuni, te poți întâlni cu ființe care au murit, neamuri sau prieteni. Deci există un contact multidimensional în timp instat. În momentul în care v-am zis că avem aceste luminițe de jur împrejur, practic sufletul meu se expanda și acele luminițe nu erau entități. Era practic sufletul meu care se expanda în afara corpului pentru a percepe această, pentru a începe această călătorie. Toate lucrurile astea ne-au fost explicate după aceea, ne-au lăsat. Este foarte important să înțelegem ce se întâmplă după această sesiune, pentru că te simți altfel, gândești altfel, trăiești altfel. Deci cel puțin în prima lună a fost cu totul altă dinamică în viața mea. Sunt persoane care și-au rezolvat afecțiuni de sănătate. N-au intrat ca și mine cu intenția de a oferi, au intrat cu intenția de a lua din câmpuri pentru că au avut o problemă de sănătate. Și au rezolvat acea problemă de sănătate, dar în momentul acela tu secătuiești energia sistemului. Iar tu, dacă știi că ai nevoie de ceva, pune și tu ceva pe masă. Asta e, cum să zic, secretul, da? Pune puțin ăla de la tine, pentru că energia simte că tu ești acolo să oferi. Și tu vei primi în funcție de ceea ce ai tu nevoie. Poate tu nu știi că ai nevoie, se dezvoltă ceva în tine, tu nu știi. Dar tu zici că te doare ficatul și vreau la ficat. E, energia e mult mai inteligentă decât ești tu capabil să înțelegi. Iar în momentul în care oamenii se duc cu deschidere, atunci există conexiuni mult mai profunde, mult mai interesante. Sunt mulți care nu au luat testul. Pe mine am reușit să mă dea drept un exemplu pentru că am fost singură din seria aia de 10 persoane care m-am dus acolo să ofer. Am scris, m-am dus să ofer, deci toate lucrurile astea sunt certificate de Fundația Cash și am reușit să iau testul. Eu mai am nevoie de încă 19 teste, cine știe cât costă avioane, tocmai de aceea încă nu suntem noi pregătiți, nu avem buget necesar să fac testul acesta complet. Și ce e interesant este că Fundația Cash ne invită pe cei care vor și cei care au cunoaștere și oameni de Academia Română și cercetători mai importanți, invită în China să dezvolte, pentru că se pun la dispoziție 100 de laboratoare pentru fiecare proiect în parte, pentru a dezvolta această știință. Conexiunile în aceste simulatoare sunt foarte puternice. Sunt foarte puternice și ce este important este că rămâi în contact până au mai modificat ei ceva la sistem. Noi câteva luni de zile, cei care am fost în prima grupă, să zic, am rămas conectați cu sistem. Deci după aceea se pot face și conexiuni în care tu ești acasă în România și tu reușești să faci aceste călătorii. Tocmai de aceea am și început să facem în fiecare miercuri de la ora 8 seara, facem aceste actualizări de informații, vorbim, dar avem și sesiunea de Stargate, de călătorii la nivel de suflet, de conexiune cu Creatorul. Și atunci, din energia mea, din tot ceea ce suntem noi, mulți avem și aceste dispozitive minim agrav și ne ajută în menținerea câmpurilor, noi învățăm pe oameni că e nevoie să ne conectăm cu Creatorul. După ce conectezi cu Creatorul, fiecare avem alte drumuri, probabil. Da. Spuneai că ai comunicat cu acele ființe. Îmi dau seama că n-ai comunicat verbal. Adică telepatic. Cum? Telepatic. Telepatic, da. Da. Ce ți-au transmis? Care a fost mesajul? În general, mesajele pe care noi le primim, nu doar acolo, noi comunicăm cu aceste ființe, suntem mulți care comunicăm, nu sunt doar eu, în timp instant. Da? Dacă vreau acum să aflu informație, e nevoie doar să păstrez acea frecvență, să-i zic, da? Ca să mă conectez cu ei. Da? Deci, în primul rând, prin intenție, noi avem deja telefonul mobil, să zic, cu ei. Ne-au comunicat în legătură cu proiectele care aveau să vină și atunci eram implicați în proiectul cu antena Magrav Generator Independent Wireless și dispozitivul minim agrav, care avea nevoie de susținere
pentru că țin minte când eram la Linz în iunie anul trecut sau august, nu mai țin minte, noi strângeam bani pentru că nu aveam bani destui să punem antena și eram într-o alergătură după fonduri. Și se pare că am primit acele informații, ne-am focusat pe acele informații și am avut rezultate. Dar miercuri de miercuri colegii noștri primesc informații, deci și nu doar miercuri, este doar o tehnică pe care noi o învățăm și această tehnică este una destul de simplă în momentul în care ești echilibrat. Există și posibilitatea în care ești dezechilibrat și ai aceste, telefonul tot sună, dar sună din altă parte și acea parte te manipulează sau te minte și deși se și maschează în anumit fel și să nu-i vezi, tocmai de aceea noi recomandăm întotdeauna ei oamenii să conecteze cu Creatorul să-și, e cel mai simplu și cel mai sigur. Da. E foarte interesant ceea ce ne povestești. Recunosc că de când eram mică am fost fascinată de ideea asta de teleportare. Întotdeauna mi s-a părut așa că mi-aș dori să experimentez asta. Ce putem să înțelegem? Cum se realizează această teleportare, de fapt? Teleportarea nu este altceva decât transmiterea de informații dintr-un punct A într-un punct B, iar această informație conține și materie. Deci, teleportarea nu este altceva decât transmisia de date. Noi suntem cu această tehnologie, cred că undeva la 9G. Noi n-ar trebui să ne fie frică de tehnologia 5G, 6G, 7G, 8G, când în momentul în care suntem noi la 9, 10 poate, sau 11, nici nu știm. Da? Deci, întotdeauna transmisia de date în timp rapid și cantitate de informație și materie. Asta face diferența și, bineînțeles, dacă este poluantă sau nu este poluantă. După cum bine știți, gansurile și tot ce facem sunt non-toxice față de tehnologia 5G care este destul de poluantă. Teleportarea, noi o vedem ca ceva foarte simplu. Principiile ei sunt predate în aceste cursuri, noi nu spunem teleportare, îi obișnuim pe oameni cu acest cuvânt, dar cuvântul pe care îl introducem este transmutare. În momentul în care tu înțelegi că ești o energie și această energie tu o poți trimite într-un punct în viitor, în trecut, unde vrei tu, pe o altă planetă, pe pământ, sub pământ. Deci noi avem percepția că această energie intră prin orice structură, traversează orice univers, galaxie și poate să fie perceput acolo. Asta înseamnă că este sufletul nostru, asta este sufletul nostru, o energie. În momentul în care noi vrem să ne transmutăm această energie și reușim, deci avem dovada, percepem acolo lucrurile, mai poate și altcineva și percepe aceleași lucruri, ascunzi un obiect într-o cameră și te gândești unde ar putea să fie acel obiect. În momentul în care tu te gândești și spui aceste întrebări, tu practic te focusezi pe acea cameră și apare această percepție, deci apare conexiunea cu câmpul magnetic din partea cealaltă, pe intenția ta. Dar mai avem și fizicalitatea și aici să zic că este fizicalitatea. Și atunci sufletul plus fizicalitate, ele trebuie să comunice între ele. Asta într-o stare de echilibru. Momentul în care sufletul se duce în punctul B, nu face altceva decât să-și aducă după aceea și fizicalitate. Dacă cele două sunt conectate ca să facem acest lucru, înseamnă că în punctul A și în punctul B avem aceeași condiție. Și noi de-aia avem aceste sisteme minimagraf, care eu v-am zis că la un moment dat s-ar putea să mă teleportez de pe un scaun pe altul pentru că am înțeles acest principiu. Deci, în momentul în care avem câmpuri magnetice și gravitaționale, iar noi ne poziționăm în mijloc și în punctul B sunt aceleași câmpuri magnetice gravitaționale echilibrate, sufletul dă comandă că e în siguranță fizicalitatea dacă vine să se manifeste, pentru că în acea condiție, în acea cutie, există toată energia din univers echilibrată ca corpul să iasă exact cum intră. Nu să iasă cu trei ochi sau să iasă fără mână sau, Doamne ferește, fără picior. Deci,
condiția, noi cu aceste dispozitive minimagrav și micromagrav, nu facem altceva decât să creăm o condiție în care totul să devină echilibrat. Noi nu ne uităm la acest dispozitiv, să zicem că dă energie și reduce, noi ne uităm la câmpurile lui și ceea ce putem să facem cu câmpuri. De aici pleacă înțelegerea. Avansate, partea mai avansată este că s-ar putea să avem o astfel de sferă după noi și în momentul în care tu ești echilibrat, ea îți amplifică energia și te poți o ții în mână și te poți manifesta în punctul B. Pentru că ai peste tot cu tine această energie. Nu mai ai nevoie să-ți creezi cutiuțe, cutiuțe peste tot. Și de aici începe înțelegerea acestei tehnologii, practic, este o tehnologie de teleportare care domnul Cashew a arătat-o la Londra în această lună și se lucrează la ea pentru a face transmutări în grup. Deci nu doar că eu mă pot transmuta, stăm pe o platformă și ne transmutăm un grup că noi nu mai vrem să stăm aici, că e soare puternic, vrem undeva unde ne place zăpada. Bun, te duci în Alaska, că acolo e zăpadă, sigur. Cu alte cuvinte, în loc să luăm trenul sau avionul, da. Luăm... La asta se lucrează în China. Gândiți-vă că în următorii ani, noi cu toți o să trăim acest lucru. Cum avem metrou și avem mașini, așa se vor exista cutiuțe care ne vor teleporta. Bineînțeles, cum au fost telefoanele. A fost mai greu de acceptat sau au fost mai scumpe, dar ușor, ușor ele au intrat, pentru că, ce ne explică domnul Cash, aceste cutiuțe se fac și aceste sisteme undeva, nu știu, până în 50 de euro. Adică gândiți-vă, tehnologia, noi o avem aici, o avem pe masă, dar încă nu suntem pregătiți 100% să ne transmutăm, adică nu avem încredere că noi chiar putem să ajungem. Și atunci, ușor, ușor, trecem dintr-o fază în alta, până când ne dăm seama că noi am avut deja tehnologia pe masă, dar nu știm să o folosim la capacitatea ei maximă. Și aici vine domnul Cash. Domnul Cash știe să folosească tehnologia ei completă. Știe să o folosească la capacitate mare și atunci învățăm și noi. Dar noi, din ce ne transmite Fundația Cash, se pare că în următorii ani din China vor veni foarte multe resurse și în acest domeniu, pentru că au posibilitatea, au bani și au și cunoașterea de care au nevoie și toate lucrurile astea merg mână-mână cu cei de la Academia Chineză, oameni de știință din China, care trebuie să explice aceste fenomene. Domnul Cash le explică și trebuie să facă mai departe, de atât, mai de aceea se adaugă la cunoaștere această știință. Se vor scrie probabil cărți despre această știință. Domnul Cash a publicat deja primele 3 dintr-o serie de 9 cărți și ușor, ușor vorbim noi la televizor despre aceste lucruri, se încep alte state deja la nivel guvernamental să dezvolte industrii. Deci lucrurile se vor duce ușor în următorii 5-10 ani de zile, se vor duce într-o zonă de sustenabilitate. Pentru că dacă noi punem pe masă acest dispozitiv din 2023 și oamenii au rezultate, noi mergem și mai departe și acest dispozitiv s-ar putea să punem tot pe masă și masa asta s-ar putea să zboare. Tocmai de aceea noi deținem cunoaștere, nu? Cât avem? E un pic de această cunoaștere, dar avem rezultate. Dar gândiți-vă ce face Fundația Cash în China cu fonduri nelimitate. Pentru că acolo se lucrează la program spațial, orașe spațiale și colonizarea planetelor. Deci ei pentru asta lucrează în China, să colonizeze, pentru că au combustibil, nu avem nevoie de doctor, nu avem nevoie de mâncare, totul se bazează pe câmpuri. Da. Din ce înțeleg eu, e mai degrabă o problemă de educație la momentul ăsta, pentru că tehnologia există, dar oamenii nu au încredere, nu știu despre ea, nu au încredere în ea și nu sunt educați să o folosească. Noi facem educație de ani de zile. Uitați să fac chiar din 2014, eu cel puțin realizez programe de promovare, de educație a acestei științe. Am învățat mulți oameni. Site-ul nostru și alte site-uri, da, sunt pline de informații. Diferența o face că oamenii sunt foarte atașați de televizor, dacă vine
un reprezentant al Academiei Române și prezintă această tehnologie, poate oamenii atunci au încredere. Dar, sau dacă apare la televizor ca și știre, uitați, s-a descoperit o nouă stare a materiei, starea de gaz nano, atunci oamenii au încredere. Dar, deci am rămas atașați de vechile sisteme și nu pun ei mâna să cerceteze, să afle că Nea Ion și cu Nina din nu știu ce județ au rezultate și fac inginerie nucleară la ei în casă și așteaptă să vină chinezii să le vândă sau așteaptă să apară la televizor informația oficială ca apoi să aibă și ei încredere. Ăștia sunt cei 50% din care spunem noi de oameni nehotărâți, nu știu ce să facă cu viața lor. Informația ajunge la cei care sunt întotdeauna pregătiți și care o acceptă. Cei care au acceptat această tehnologie și ce le prezentăm noi au rezultate. Deci nivelul e la nivel individual, fiecare își va analiza informațiile pe care le primește. Da. Ai informații despre cum se întâmplă lucrurile la nivel de educație în China sau în Iran? În Iran ne-au fost prezentate informații că universitățile studiază această tehnologie, sunt foarte, foarte avansați în domeniul nanotehnologiei și pun la dispoziție multe resurse din nanotehnologie, cei din Iran. Vor urma probabil conferințe în Iran, vor urma conferințe în Beijing. Se dorește dezvoltarea unui program de online pentru familii, de învățare a acestei tehnologii, cum avem și noi generația spațială, unde am avut cursuri pentru copii și pentru familie de 2 ani de zile. Deci, fundația vrea să preia, să scoată această informație și să o prezinte, bineînțeles, și la posturile mari de televiziune din aceste țări, ca să stai să te uiți la televizor și să înveți despre gansuri și să practici această tehnologie la tine acasă. Astea sunt programe de educație. Guvernul a acceptat această condiție în China. În Iran se dezvoltă foarte ușor și urmează probabil să se colaboreze cu alte state care acceptă această cunoaștere. Problema a fost de a până când primul stat va accepta. Iranul era deja, pentru că e tehnologia lor cumva, și era vorba până când acceptă următorul stat. Și China a testat în ultimii ani de zile această tehnologie în foarte multe domenii și au dat seama că sunt foarte multe rezultate, iar acum vor începe cu lucrurile de bază, vor începe cu partea comercială și ușor, ușor, separat se duc în programul spațial pentru colonizarea lunii. Asta își doresc. Cu luna Marte deja sunt proiecte în care oamenii pot să intre pe site-ul Fundației Cash și să se înscrie la programul de călătorii, pentru că vor urma cu aceste nave spațiale, vor urma un turism spațial. Asta ne prezintă domnul Cash și spune că cu această navă puteți să veniți, o să coste 250.000 de euro, cine știe ce sume or să fie să te duci până pe lună să te întorci. Dar ne transmite domnul Cash că în momentul în care suntem în această navă, noi asta am și simțit pe simulatoare, dispar afecțiunile. Deci nu este doar turism spațial. Te faci și bine și nu e nevoie să te duci pe lună. Te călătorești așa doar în jurul Pământului și te întorci sănătos. Deci sunt foarte multe opțiuni. Din câte știu, alcoolul știu că nu intră în rezonanță cu acest sistem. Tocmai de aceea noi le și recomandăm oamenilor care beau alcool și vor să evolueze în general, să nu se mai păcălească pe ei și să renunțe la alcool, pentru că nu este sănătos alcoolul. Și o să vadă rezultate pe ei. Dar din ce ne se transmite domnul Cheș alcool, am înțeles că nu intră în rezonanță cu acest sistem. Sunt iarăși partea de alimentație, vine cu un sistem nou de alimentație de pe câmpuri. Nu mai avem nevoie să mergem cu mâncarea după noi să stăm o săptămână pe lună. Acolo întâlnim alte condiții, sunt alte presiuni atmosferice, alte câmpuri plasmatice, cosmice și așa mai departe, și e nevoie să ne protejăm. Da? Deci domnul Cheș nu menționează metoda clară de protejare decât prin câmpuri, deci nu o să avem costume pe noi exact. Domnul Cheș ne spune acele costume de maimuță. Nu avem acele costume de maimuță pe noi, pentru că avem aceste sisteme și acest sistem îl ții în fața ta sau ai un sistem pe tine atașat și el îți creează un câmp. Iar acest sistem interacționează cu câmpurile planetei unde ești, câmpurile care vin pe planetă
și el îți creează o stare în care tu poți să respiri. Poate acolo se găsește mai mult metan și acel metan se transmută în oxigen pentru că tu ai sistemul plasmatic de transmutare. Astea sunt înțelegerile noi cu care vine Domnul Chei și acest sistem îți va da și de mâncare. Pentru că tu, stând în această sferă de energie, nu poți fi atacat, pentru că există tehnologia la nivel spațial, este foarte avansată, și există sisteme în care, dacă vrei să intri, să zic, cu tancul în cineva, nu poți să intri dacă el are sistemul plasmatic activ. Așa se întâmplă și pe alte planete. Deci, dacă mai cad meteoriți, câmpul acesta plasmatic te va proteja, îți va da de mâncare, te va ține sănătos și îți va prelungi durata de viață. Pentru că întâlnești alte condiții acolo, nu știi cum interacționează cu tine acele condiții. Și tocmai de aceea, aplicând această cunoaștere, care este o cunoaștere universală, noi vedem dezvoltarea foarte rapidă a programului spațial în următorii 10 ani, ceea ce prezintă domnul Cash. Da. Ascultându-te, mi-aminteam scena din Matrix, în care Neo era... veneau foarte multe gloanțe către el și el pur și simplu nu era atins. Deci, n-am cuvinte. Important este puterea sufletului. Exact. Deci, sufletul este cel care va condiționa. Sistemele astea doar vor amplifica toate lucrurile. Asta am simțit și noi și eu în simulator. Deci, sufletul este cel care va condiționa. Nu trebuie să ne mai facem foarte multe griji. E nevoie să scăpăm de frici. Frica că mori dacă... Noi suntem în spațiu și nu murim, da? Adică ce se întâmplă pe lună și nu se întâmplă pe pământ? De ce nu? Hai să înțelegem niște lucruri. Da, e același spațiu. Da, e același spațiu peste tot, dar rămâne cu frică dacă ieșim din bariera lui Columb mai departe. Sunt alte presiuni, dar pentru asta avem tehnologie avansată și o să vedeți în următorii ani, cu toți o să trăim toate lucrurile acestea, o să vedeți că o să apară navele spațiale din China, din Brazilia, din Iran, din India, din Rusia, Republica Moldova. Deci toate lucrurile astea vor să apară până când la noi, or să se trezească și la noi oameni să investească în această tehnologie și să certificăm această tehnologie în România, ca să invităm Fundația Cash să dezvolte și în România programul spațial. Da. Care e reacția, răspunsul autorităților din România la aceste propuneri, că pare că e un mare dezinteres cumva din partea autorităților. Eu nu am stat de vorbă cu foarte multe autorități și n-am răspuns Fundația Cash, pentru că am pus, când am invitat cei din agricultură, am introdus practic în guvern această tehnologie în 2018. Și autoritățile aveau nevoie de acte doveditoare că această tehnologie. Noi ne făcând cercetare fundamentală aplicată, ne e foarte greu. Noi facem cercetare experimentală empirică, lucrăm cu oameni simpli, înregistrăm rezultatele care se pot cuantifica ca și în experimente simple. Iar autoritățile, când stăm de vorbă cu oamenii care reprezintă autoritățile, zici că sunt pâinea lui Dumnezeu. Și după aceea le transmiți că vrei să faci mai departe și că poți să-i ajut și că, uitați, există soluția, e pe masă, atunci vor intra în zona de birocrație. Noi, neavând fonduri să facem cercetare fundamentală, noi nu putem să facem lucrurile astea. Trimitem către Fundația Cash, Fundația Cash le arată documentația și apoi apare interesele. Asta ne transmite domnul Cash. Nu vom, guvernele sunt super depășite de această tehnologie. Oamenii de știință au ordin să nu prezinte, să nu realizeze experimente. Deci orice om de acum 10 ani de zile se putea realiza experimente de oameni din Academia Română, să prezinte simplu pe limbajul lor academic, noi nu avem limbajul acesta, să prezinte rezultatele. Uitați, am făcut gansul de CO2, uitați ce rezultate are gansul de CO2. Dar când ei se laudă foarte mult cu diplomele lor și cu experiența lor și nu mai vor să accepte, sau dacă vor să accepte, le e frică să preia această tehnologie, să o studieze. Poate nu-i lasă șefii, iarăși nu se dorește ca această tehnologie să fie prezentată într-un mod oficial, frumos, pentru ca oamenii să înțeleagă. Și atunci noi ne-am văzut în imposibilitatea de a colabora în mod direct, colaborăm foarte frumos cu privații. Privații sunt mult mai deschiși, se fac contracte de cercetare
pe fiecare domeniu unde ei au probleme și în felul ăsta reușim și noi să mai obținem analize de laborator, care alea costă foarte mult, sau diferite alte informații din diferite proiecte, care noi să le prezentăm, să le spunem: oameni, uitați, am făcut proiectul de agricultură sau de mediu, de energie. Lucrăm în acest moment în Timișoara, lucrăm pe 4 MW, 5 MW pe oră, da? Cu aceste, mă rog, sisteme mai avansate, minim agrav, care vrem să vedem dacă se reduce consumul, pentru că noi am văzut într-un experiment că am redus consumul 15.000 de kW. Dar asta este nevoie să le cuantificăm, pentru asta e nevoie de să colaborez cu cei din universități, iar noi nu-i vedem pe cei din universități deschiși, pentru că profesorul vrea. Dar mai departe, rectorul are ordin să nu studieze această tehnologie. Și nu știm de ce, pentru că este liberă, este gratuită. Și tocmai de aceea noi ne e mai ușor să lucrăm cu oamenii de rând, cu privații, și statul se va pune presiune pe stat, pentru că sunt mii de oameni care știu și au rezultate de cu această tehnologie. Cred că la nivel de cunoaștere, peste 1 milion de oameni din România au auzit de tehnologia cash, au auzit de GAN, au auzit de plasmă, da? Deci ușor, ușor, numărul ăsta va crește și s-ar putea să oamenii să nu mai protesteze că vor salarii sau că vor reduceri de, nu știu, s-ar putea să protesteze că vor să implementeze această tehnologie, pentru că această tehnologie te face pe tine să plătești 50% mai puțin gaze, electricitate, te face să devii tu sustenabil pe în domeniul medicinei, sănătății, alimentației, și agricultura ta să fie una care se bazează pe ceea ce faci tu, produci tu, fertilizanți. Și atunci s-ar putea ca oamenii ei să aibă o tresărire la un moment dat, se mai schimbă, mai se schimbă alegerile, stați așa un pic că vine noul an cu alegeri și s-ar putea să găsim un primar care o să vrea să aplice în orașul lui tehnologia, să spălăm pe jos cu aceste gaze nano, să introducem în anumite parcuri diferite alte dispozitive și să testăm ce se întâmplă pe consumatorii casnici, consumatorii locali, și noi știm că avem rezultate. Și ușor, ușor, oamenii care n-au vrut, n-au putut, au făcut alte interese, se vor schimba automat. Conștiința se va muta către oameni și noi o să votăm oameni care vor, care au această deschidere să facă, nu să facă bine, să aplice, că noi, aici nu e vorba de să mai facem, nu, aici suntem deja pe aplicare. Și să facem cercetare fundamentală. Noi nu am zis să facem industrie, că poate îi sperie pe oameni. Dar în același timp discutăm cu oameni privați care au bani să dezvoltăm această industrie în România, să invităm Fundația Cheș și Institutul Spațial, să avem și noi un institut spațial în România, să plecăm și noi cu navele spațiale de aici în alte, către alte galaxii. Noi așa gândim, pentru că astea sunt lucrurile palpabile care le avem acum în mână. Ce ne lipsesc? Se știe. Banii, pentru că sunt interese. Momentan. Dar v-am zis, lucrurile se schimbă. Conștiința noastră evoluează către a face împreună cu ceilalți și pentru ceilalți. Și asta facem noi de ani de zile. Da. Noi vom continua să împărtășim aici, să dăm mai departe, să educăm oamenii. Da. Spune-ne, cum ar arăta viitorul omenirii dacă ar fi aplicată la nivel global această tehnologie? Eu zic că în următorii 5 ani se va aplica și în România, sigur, asta. Pentru că se schimbă oamenii, vin alegeri, sunt oameni mai naționaliști care vor să facă lucrurile în țară, indiferent ce se întâmplă în alte țări. Noi cred că o să reușim să spargem această gheață în următorii 5 ani. Aplicând această tehnologie în următorii 5 ani și utilizând această tehnologie, practic, mie îmi place să spun că oamenii își vor lua concediu. Da? Deci, pentru că eu văd aplicarea aceasta tehnologiei cu, să zic, se face un institut de cercetare și aplicare cu industrie în spate, cu 10.000 de oameni. Și ceilalți români, 18-20 de milioane, cât mai suntem noi, ar trebui să trăiască o viață boemă, nu știu, ca în rai, în care să se ocupe mai mult de sufletul lor, de dezvoltarea lor spirituală, dacă pot spune, și mai puțin de partea materială, pentru că planeta se va regenera de la sine. Noi, în primul rând, putem să decontaminăm furnale, iazuri, bataluri, râuri, ape, pământ, zone nucleare. Deci asta face tehnologia. Deci se decontaminează până la nivel nuclear. Poate o să avem și dematerializatoare.
De ce? Pentru că dacă gândiți-vă, noi ne, tehnologia e completă, da? Te transmuți dintr-o parte în alta. Poate nu mai e nevoie să te duci într-o parte în alta, doar dematerializezi. Și atunci există soluții în care gropile de gunoi care ne poluează, s-ar putea să le punem pe dematerializatoare. Vine gunoierul, ți-a gunoiul sau nici nu o să ai gunoier. Uh-huh. O să ai o cutie de dematerializare la bloc. În loc de coșurile, pobele, pune selectiv, dar de fapt nu se face nimic la groapa de gunoi selective, doar pe foaie. Da. Și atunci o să venim cu dematerializatorul și se transformă în energie divină. Tot. Deci avem cunoașterea asta. Se poate face un proiect de cercetare pe această parte. Deci rezolvăm problema de contaminare. Apoi, la fiecare bloc, casă, apartament, instituție, cât un dispozitiv minim, grav, avansat sau din dispozitivele acestea, da? Și atunci o să vedeți că de la lună la lună la lună la lună, oamenii vor începe să nu mai consume așa de multă energie și să stea într-un mediu plasmatic să nu se mai îmbolnăvească. Deci, sănătate, alimentație. Oamenii vor învăța din aceste, ce o să mai prezentăm și la anul, o să învețe să-și facă sisteme de alimentație care o să aibă, să fie pe bază de metale nobile sau de elemente nobile. Vrei pe aur, vrei pe diamante, vrei pe iridium, vrei pe... Da? Și atunci învățăm să consumăm ceea ce noi avem nevoie. Și nu e nevoie nici să consumăm, ținem câmpurile lângă noi. Și asta înseamnă că o să se schimbe și alimentația noastră. Nu o să mai fie nevoie să consumăm, să cumpărăm așa de multe lucruri. Pentru că echilibrându-ne emoțional, noi nu o să mai consumăm așa de multă materie fizică solidă. O să trecem pe supe, creme, piureuri, mâncare de bebeluși, apă. Apa aceea are toată informația care există în tocană, în ce vrei tu. Vedem renunțarea la adicții foarte ușor într-un mediu plasmatic. Asta înseamnă că nu o să mai avem probleme cu fel și fel de adicții care sunt acum la modă. Oamenii vor avea mai mult timp pentru ei. Agricultura. Cei care fac agricultură vor face agricultură intensivă, pentru că atmosfera în România, o să vedem și anul acesta, dacă noi în București, o să mai avem iarnă. Eu glumesc, oamenii știu, glumesc, eu chiar pun o poză permanentă în care chiar îi întreb dacă mai vine iarna anul ăsta. Da, deci atmosfera noastră o să fie ca în Spania. O să te duci la mare în decembrie, frumos, faci revelionul la mare, în Bermude, o să avem, să zic, o mini-toamnă, dar toate lucrurile astea se întâmplă treptat. Noi vedem că deja am intrat în acest proces în partea de sud, partea de sud a României. Punând sistemele avansate care sunt în lucru în acest moment în asociație, o să vedeți că lucrurile astea se vor duce la manifestare din anul viitor. Deci, trecem pe o agricultură intensivă. Da? Nu mai avem nevoie să luăm din pământ foarte mult, energia este de aici, o transmutăm, o dăm și la plante, o dăm și la păsări, o dăm și la animale, vegetație luxuriantă și nu știu dacă o să mai avem anotimpul rece. Ce ne transmite domnul Cheș este că aceste anotimpuri sunt exact ca starea omului, deci ființa noastră are, plânge, urlă, da? Așa sunt și aceste anotimpuri. Atâta timp cât pământul este dezechilibrat energetic, va începe să tune, va începe să plouă, să vijeli și uragane și să-ți dea îngheț. Noi nu avem lucrul ăsta. Când ești într-o atmosferă echilibrată, atunci o să resimți și noi, dar și microorganismele. Când noi zicem, păi vreau iarnă. Pentru ce vrei iarnă? Păi vreau să mă duc la schi. Păi aia e o plăcere a ta. Du-te în Alaska la schi sau du-te în unde e sezon de iarnă intensiv. Pentru că noi nu avem nevoie de îngheț. Plantele au nevoie de apă, n-au nevoie de zăpadă. Sau poate să ningă sus la munte, unde tu te bucuri acolo, dar nu jos, unde noi facem agricultură, unde îngheață microorganisme, mor animale, tăiem păduri ca să ne alimentăm energetic. Atunci vin iarăși pe partea energetică cu dispozitivele și ce se prezintă mai departe în următorii ani, o să vedeți mașinile, nu o să mai aibă roți, o să fie mult mai ieftine, nu o să fie pe bază de baterii, bateriile, tot ce vedeți, aceste companii care produc mașini pe bază de baterii, hibride și așa mai departe, vor dispărea, pentru că noi o să... Astea sunt roțile. Astea sunt roțile și mașina o să se ridice atât de la sol. Da? O să avem o gravitație de 5 cm, 10 cm, în care să nu ne fie rău de înălțime, dar ușor, cât avem nevoie. Și pe apă, cum ne zice domnul Cheș, și pe apă, dar și pe uscat. N-ai nevoie de motor și alte elemente. Deci costurile la mașină vor scădea și beneficiile vor fi mult mai mari, pentru că aici e reactorul mașinii. Și noi aici avem gansuri care
alimentează energia mașinii, nu mai e nevoie de combustibil. Schimbăm asta, o schimbăm o dată la 10 ani sau la 20 de ani. Bateria, reactorul din mașină. Deci și transportul se va echilibra. Asta chiar dacă vor guvernele, chiar dacă nu vor guvernele. Pentru că în fiecare țară noi am învățat să ne organizăm cum ne-am organizat la noi, s-a organizat și Bulgaria, se organizează acum și Republica Moldova, se organizează și cei din Rusia, și francezii, și italienii. Și bine, nu vrea guvernul, că e condus acum de oameni care nu vor evoluția. Bun, lasă că la anul vin alegerile. Și s-ar putea ca oamenii să fie mai deschiși către noua cunoaștere, pentru că tot ceea ce este în jurul nostru și este aplicat, s-ar putea să polueze foarte mult și să consume foarte multe resurse. Noi nu consumăm, nu avem nevoie de resurse în plus. Avem exact cât e nevoie. Da. Deci, practic, dacă această informație ar ajunge la cât mai mulți oameni și oamenii ar putea să înțeleagă aceste aplicații, practic, materiale, pragmatice, ale acestei tehnologii, cumva s-ar obține acel efect dublu, pe care acel efect mai înalt pe care îl urmărim, acea evoluție la nivel de spirit și de suflet. Și noi asta căutăm. Noi, creatorul ne transmite că vrea să ne vadă fericiți. Exact. Tehnologia pe care noi o prezentăm se prezintă pe pământ. Domnul Cheș este un mesager, nu este tehnologia domnul Cheș. Este prezentată aici că așa a putut să o introducă, că tehnologia e brevetată de el, trebuie să fie brevetată de cineva. Dar noi, că avem acest dispozitiv și ne-a oferit și nouă creatorul informațiile cum să facem, noi nu încercăm să brevetăm. E deja brevetul creat. Dumnezeu nu are nevoie de brevete. Așa e. Și atunci noi o să găsim oameni, această informație se va duce exact la oamenii care au nevoie și vor fi și în vor lucra în folosul omenirii. Pentru că aici e secretul. Informația a ajuns la foarte mulți oameni cu bani. Din servicii, din societăți secrete, din instituții, nivele de educație diferite. Au ajuns această informație la mulți oameni. Dar oamenii n-au acelea scopuri ca și noi. Oamenii vor să țină pentru ei, vor să facă bani și nu vor să facă bani corect. Că așa ne-am spune, uitați, investiți 5 milioane de euro și scoateți 100 de milioane de euro cu Fundația Cheș. Dar nu, ei nu vor să ajute omenirea. Și atunci o să se ducă informația, mai așteptăm un an, 2, 3, 4, 5, până când această informație o să ajungă la un om care are bani și o să zică, da, eu am încredere, știu despre ce e vorba, haide să facem pentru oameni. Atunci Dumnezeu va lucra prin acel om. Până atunci Dumnezeu dă la toți. Ce primește omenirea înapoi este ceea ce se va aplica. Și aici suntem noi foarte buni la aplicări, să rezolvăm diferite probleme. Că sunt în construcții, o să avem ateliere de construcții, o să avem multe alte lucruri, multe alte proiecte, se așteaptă pe 2024. Dar ne-ar fi mult mai de folos să intrăm în laboratoare, să facem teste și să le arătăm oamenilor de știință. Ei știu deja. Tocmai de aceea nici nu vor să interacționeze cu noi, pentru că ei știu deja. S-au făcut în alte țări, s-au făcut teste de laborator și au văzut ce interesați. Dar să zic să așteptăm alegerile la anul, să vedem ce se întâmplă de la anul, să colaborăm și noi cu instituțiile care sunt practic ale noastre instituțiile, nu pentru aia mă reprezintă pe mine instituția. Vreau să văd și în primăria capitalei că va exista deschidere să spălăm și noi pe jos un cartier, să spăl și eu la mine în Berceni, să spăl și eu pe jos cu apă plasmatică în fântânile astea care tot le avem în București și așa mai departe, punem și noi niște apă plasmatică. Hai să punem și niște minimagravuri pe la școli, pe la azile, să vedem să oamenii mai trăiesc pe bază de medicamente sau trăiesc pe bază de câmpuri. Aici intrăm în conflict cu ceilalți care promovează alte lucruri, dar pe planeta lui Dumnezeu toți avem un loc. Da. Oare ar fi împotriva firii să implantăm niște dispozitive în guvern? Din câte știm, s-ar putea să fi dus cineva pe acolo prin instituții. Știm, noi având informația publică și noi nu știm pe unde se plimbă aceste dispozitive, că nu sunt făcute de noi. Sunt făcute de oameni și poate oamenii au pus una prin birouri, au prin dulapuri. Nu știm ce există și ce intenții au ei în spate la aceste manifestări ale acestor dispozitive. Nu contează, ai dispozitiv. Bun, ai dispozitiv, dar cum lucrezi cu el? Nu, un dispozitiv pus cu intenție nobilă, nu așa? Da. Deci, ce vedem este că viitorul nostru, cel puțin în România, va arăta super, super interesant, super inteligent
și super sănătos, din multe, în abundență și în prosperitate, pentru că noi nu o să ne oprim, noi o să punem la dispoziție multă cunoaștere și nu ne interesează ce fac oamenii cu această cunoaștere. Uh-huh. Asta e, atât am putut noi să facem, momentan. Mai povestește-ne puțin cum se va aplica, cum s-ar putea schimba viața noastră dacă am aplica aceste tehnologii în construcții, nu știu, în sănătate, în... Noi ce creăm în absolut orice domeniu pe care noi îl aplicăm, care este principiul, noi creăm o condiție. Uh-huh. Acest dispozitiv, pus de lustră, îți creează o condiție în cameră, da? În care tu să ai echilibru pe anumite spectre de energie. Cu cât ai mai multă cunoaștere, știi să pui, cum avem noi la minima gravă, avem toată energia din univers, și atunci îți creează un spectru de energie în care tu te conectezi cu el. Te poți conecta cu el la nivel mental sau tu ești deja conectat la nivel de suflet. Deci, oricum, conexiunea există. Poate nu o recunoști tu. Uh-huh. Indiferent că există dispozitivul și tu ești în altă țară, tu ai această conexiune. Dispozitivul nu îți creează decât această legătură cu divinitatea, ți-o amplifică, te poziționezi în care tu poți să comunici cu divinitatea foarte rapid, în orice stare ai fi tu, dar trebuie să știi algoritmi. Și tocmai de aceea noi încercăm să simplificăm mai ales domeniul construcțiilor, pentru că în domeniul construcțiilor avem foarte multă materie pusă și eficiență energetică foarte mică. Noi vrem să micșorăm structura casei și să creștem eficiența energetică. Pentru că casele noastre vor fi case vii, case plasmatice. O casă plasmatică este o casă vie, indiferent că se lucrează de la zero, de la fundație sau de pe piloni, la o casă nouă sau ne renovăm o casă. Deci întotdeauna trebuie să știi cum să lucrezi cu gansurile și cel mai simplu, noi le-am spus oamenilor să aibă, bineînțeles, dispozitivul care îți plasmatizează, îți organizează la nivel energetic, la un nivel echilibrat tot spațiul. Și același principiu se aplică peste tot, în sănătate. Dacă ai nevoie în sănătate, atunci e nevoie să înțelegi puterea acestor dispozitive și să chemi prin puterea intenției tale cu algoritmul pe care tu ți l-ai creat singur, cum ai vrut tu, că nu e nevoie să stai să te rogi la Dumnezeu, Dumnezeu sau conștiința universală este un prieten al tău, da? Cu cât te adresezi mai din suflet, din inimă, da, cum se spune, cu atât conexiunea o simți foarte puternic. Așa, e nevoie să ne poziționăm în fața orice. Adică în momentul în care îți deschizi inima și te poziționezi într-o stare echilibrată, liniștită, și tu ceri, că ai dreptul ăsta, ai dreptul pe pământ de a cere. Și dacă ești destul de umil, să zic, vei și primi acel lucru. Și dacă ai nevoie, e ficatul tău bolnav. Bun, păi noi când mergem în navele spațiale, nu ne facem radiografie. Da? Corpul nostru va da niște semne. Da? O să înnegrească o mână, se întâmplă ceva, atunci îmi dau seama că e ceva la mână. Eu îmi chem energia, da? Să îmi optimizeze nivelul de energie acolo unde este afectată energia corpului meu fizic, corpul meu emoțional, corpul meu energetic, corp spiritual, cum vrem să o numim, o energie. Și atunci îi spun, transmit și cer cu o prin voință divină, cu algoritmul pe care eu l-am, să mi se echilibreze această zonă și să vedem ce se întâmplă. Deci, noi vom deveni doctori în casă. Uh-huh. Noi vom deveni nutriționiști în casă, dar e nevoie să înțelegem că energia este, nu știm să o folosim. Dispozitivul e în casă și oamenii se uită la el, se uită la kilovați. Nu te uita la kilovați, că nu e acolo efectul maxim. Efectul maxim este pe tine. Exact. Și noi învățăm pe oameni, uitați, ai posibilitatea, nu comuni, da, vrei comunici cu cutia, comunici cu cutia, nu e problema asta. Problema este că tu vei înțelege câmpurile care se manifestă. Și atunci știi să-ți trimiți câmpurile ție sau poate are nevoie, copilul tău are nevoie de energie, transmis câmpurile să se ducă. Și atunci în casa plasmatică vei avea posibilitatea să chemi energiile
într-un mod echilibrat, optim și rapid pentru tine. Asta se întâmplă oricum. Deci, următoarea emisiune o să vorbim de partea sufletească, da? Și atunci o să vedem alt tip de informații. Deci, noi oricum suntem într-un spectru de energie, dar noi facem legătura de la spirit, de la suflet, la inimă. Da? Dar o facem la nivel științific aici. Sunt alți oameni care n-au nevoie de absolut nimic în jurul lor și manifestă aceste daruri pentru că practic trece energia prin noi. Da? Prin orice persoană trece energia și energie și e nevoie să o lăsăm să continue să treacă și să dăm informația sau ce are nevoie fiecare de învățat. Deci nu s-a descoperit nimic nou. Dar modul în care noi ne poziționăm în fața acestor energii care vin către noi, că ieșim afară, stăm în energia Universului și e nevoie să știm ce e bun pentru noi, ce luăm pentru noi. Că s-ar putea să luăm prea mult. Da. Ascultându-te, dăm seama că există deja o mulțime de terapii care fac acest lucru, vindecare energetică, fiecare, mă rog, accesând diverse câmpuri, diverse dimensiuni și, într-adevăr, până la urmă, totul fiind energie se rezolvă aducând energie sau scoțând energie din corp, echilibrând, practic, energia în corp, în corpul fizic, în corpul emoțional, în corpul mental. Da. În dimensiunea plasmatică există toate energiile, toate frecvențele, și trecutul, și prezentul, și viitorul, totul există acum. Și dimensiuni înalte și dimensiuni joase. Depinde ce vrem noi să accesăm atunci. Corect. Da? Deci, noi suntem un punct de energie și în jurul nostru este și mai multă energie și unde ne focusăm noi atenția, atunci acolo se va duce conștiința noastră și va avea o experiență în acel domeniu, în acel plan, spunem noi. Da. Ne referim la planul material pentru că este planul în care suntem acum și tindem să ne expandăm către planurile următoare care sunt mult mai dense, scăpăm de structura aceasta corpului. Chiar domnul Keș spune că însă structura capului nostru se va schimba în timp pentru că sunt noi energii cu care interacționăm și capul nostru o să ajungă să fie așa rotund. Noi acum avem un cap alungit. Aici că din cauza câmpurilor care o să se echilibreze și noi o să captăm și câmpuri și de sus și de jos într-un mod echilibrat, structura viitoarelor generații se va schimba într-o formă rotundă. Pentru că și sistemul de zbor pe care l-are patentat nu face decât să replice structura Pământului. Deci înăuntru este o sferă de energie și peste o sferă e altă sferă, matrioșca, da? Minge, care practic formează structura Pământului și noi avem minerale, avem sistemul lichid, sistemul gazos, da? Al Pământului și la fel se creează aceste condiții în care planeta cumva stă în echilibru, se mișcă, nu se mișcă, are formă rotundă sau nu are formă rotundă, asta o să vedem când o să plecăm în spațiu. Momentan ne focusăm mai mult pe partea de aplicare decât ceea ce se transmite pe alte canale. Domnul Keș face referire la cei de la NASA și e într-un duel cu cei de la NASA pentru că prezintă informații eronate despre foarte multe lucruri. Chiar se caută, domnul Keș a zis că o să caute acel steag care s-a dus pe lună, americanii când s-au dus pe lună, a zis că domnul Keș vrea acele coordonate pentru că ei în doi ani de zile vor să ajungă pe lună și să vadă, să facă și niște poze pe lună la coordonatele, să vadă dacă mai există steagul acela cu misiunea americană pe lună. Deci, multe vor fi dezvăluite și sunt dezvăluite la nivel de workshop-uri pe care le prezintă Fundația Keș, dar oamenii nu or să creadă sau asta ar trebui să fie prea multă informație și noi facem decât să-i rugăm să se documenteze și să aplice pe fiecare domeniu în parte, pentru că mulți oameni s-au dus în energie și vor să facă energie și să uită la sistemul de kilovați, dar iau probleme cu sănătatea. Și aici a fost o mică parte în care oamenii s-au dus prea departe decât puterea lor de înțelegere și au fost debusori, nu au avut rezultate.
și a trebuit să se întoarcă la sănătate, să înțeleagă câmpurile. Da, exact cum spui, cred că întotdeauna primim ceea ce avem nevoie, de fapt, de la această structură inteligentă. Ni se prezintă ca o... Deci, aceste dispozitive puse mai multe, da? Creează o sferă de energie, pui și jos, pui și sus, da? Creează această sferă de energie în care s-ar putea ca o structura pe care tu o faci, că e piramidă, că e rotundă, nu contează, s-ar putea să vezi că începe să leviteze. Asta se întâmplă cu mașinile. Ne transmite domnul Cheș că în laboratoare, cei care sunt în laboratoarele private ale fundației, ei se joacă cu acele plăci care se dau copiii, știți, știi, în, da, plăcile acelea din parc, ei se joacă pe levitație, da, deci iau levitația, pentru că au două sisteme gravitaționale, practic, aici un sistem și aici un alt sistem, și ce pui tu deasupra e treaba ta, că pui masa, că pui placă. Dar el nu mai poate să atingă pământul, că tu ai sistemul gravitațional și poate să reziste la, nu știu, ne-a zis, undeva la 250 de kg. Tocmai de aceea mașinile în viitor vor fi propulsate foarte ușor de aceste sisteme, pentru că sunt ușor de făcut și nu e nevoie de microchipuri și de o grămadă de alte industrii în spate pentru a susține. E nevoie să-ți faci o carcasă, să ai geamuri și să ai sistemul activ. Cum îți faci tu înăuntru, poate să fie și din carton mașina ta, pentru că însăși sistemul este gravitațional și tu nu te poți uni cu acest, nu se pot crea accidente, ca asta și cu navele spațiale. Ele au un câmp și câmpul acela nu îți dă voie să te apropii în stare fizică prea mult. Există mereu o barieră de câmpuri, cum avem acești magneți și se atrag, așa sunt polarizați invers și atunci câmpurile te vor respinge din puterea lor. Da. Știu că deja susțineți niște evenimente prin care dați mai departe cunoașterea către oameni. Ce evenimente au loc în București, în țară, în perioada asta, în luna noiembrie? În luna noiembrie, să sperăm că colegii din Liban vor fi pregătiți. În acest moment, în Beirut, se pregătește un laborator plasmatic. Avem o colaborare cu o asociație din Liban, unde suntem pregătiți să interacționăm cu oameni de știință și cu oameni din protecția mediului și cei din sănătate, pentru a le introduce tehnologia în țară, și asta o să se întâmple la nivel online. O să avem un curs special pentru cei din Liban. Dacă aveți prieteni în Liban, atunci urmăriți site-ul, pentru că o să apară această informație. Iar în 9 și 10 decembrie avem un atelier de construcție a unui dom plasmatic în București. Avem plăcerea să invităm oamenii care vor să învețe să construiască, să taie lemne, să construiască un dom plasmatic și să își realizeze o casă, dacă noi predăm toate informațiile actualizate, ce să facă și ce să nu facă, ce nu recomandăm noi. Am simplificat procedurile, am simplificat procesul de construcție și am ridicat eficiența energetică la un grad mai mare. Și este deja anunțat pe site, se pot înscrie la acest curs. Unde mai exact va fi această construcție? Această construcție o să facem în funcție de vreme. Avem două locații, una este acoperită, una nu este acoperită. Sectorul 1 ar trebui să fie neacoperit dacă nu avem ploaie. Deci suntem condiționați de ploaie. Apoi avem cursul, nu avem, avem întâlnire de la Sarmi Segetuza, închidem festivalul plasmatic. După 6 luni de zile în care am vorbit foarte mult de acest dispozitiv, oamenii se pot înscrie, se pot conecta cu grupul nostru, mergem în zona Sarmi Segetuza, stăm cazați la Costești, 3 nopți, 4 zile, în perioada 20-23 decembrie. Până atunci suntem ocupați cu proiectele pentru reactoarele speciale. Am pus la dispoziție persoanelor care vor să testeze cunoașterea noastră. Am realizat din donațiile pe care le-au realizat colegii noștri, cărora le mulțumim. Am reușit să realizăm reactorul pentru GANS de superinteligență.
Am reușit să realizăm un reactorul GANS pentru regenerarea oaselor, articulațiilor și a măduvei osoase și urmează să suntem în procesul de realizare a reactorului pentru tratament și regenerare stomatologică. Regenerare stomatologică și tratament. Deci zona de dinți o să fie și acoperită și urmează să vedem exact cum putem să folosim acea apă plasmatică în anumite aplicații. Celelalte aplicații pentru oase și superinteligență se găsesc deja la noi pe site și oferim posibilitatea ca aceste substanțe să poate fi aplicate, sunt non-toxice, să poate fi aplicate cu rezultate înalte. Am invitat centre de terapii, de terapii complementare, terapii alternative să colaboreze cu noi. Avem două centre, două doamne terapeut din Vatra Dornei și Piatra Neamț, Natalia și Marlena, care ne ajută să testăm aceste aplicații din aceste gansuri speciale pe oameni care au nevoie și atunci o să ne vină foarte multe testimoniale dacă aceste substanțe chiar au rezultate. Ne poți da mai multe detalii despre cum se pot folosi aceste aplicații din, pentru superinteligență? Pentru la oase. Superinteligență avem practic un furtun, asta am găsit noi varianta cea mai simplă și non-toxică. Avem un furtun, noi spunem coroniță, în care există acest gans cu apă, bineînțeles. Se pune pe cap 21 de minute pentru 21 de zile. Pauză și testarea undeva la 3 luni de zile, deci în fiecare lună 21 de zile câte 21 de minute, de preferat seara. Mare atenție unde se poziționează acestea. Noi oferim un set. Noi considerăm că e mai bine să oferim două decât unul pentru că aveți parteneri sau copii. Sunt și anumite recomandări, nu se pot aplica aceste. În general, tehnologia nu se aplică dacă aveți bypass-uri, sisteme electronice atașate de corp, transplant de organe. Dacă sunt tije metalice în corp, nu lucrări dentare sau ceva, deci tije metalice în corp sau în cap. Dacă nu au trecut 21 de zile de la orice operație, atunci există un sistem natural în care omul se recuperează natural, nu e nevoie să intervii în primele 21 de zile, sau dacă femeia alăptează sau este însărcinată, ea are toată energia de care are nevoie, practic nu vedem necesar ca această tehnologie să fie aplicată pe persoane însărcinate sau care mămici care alăptează. Deci cumva avem și câteva recomandări unde să nu are rost să folosim această tehnologie și mare atenție la unde poziționăm aceste coronițe. Nu le poziționăm lângă metale, lângă telefoane, lângă obiecte electronice. Întotdeauna recomandăm să fie poziționate dacă stau la soare foarte bine, dacă se usucă acea substanță din interior este foarte bine pentru că gansul ajunge în următoarea stare de agregare, starea solidă, ceea ce va face ca acea curență să fie și mai puternică în noua stare de manifestare. Cam aici, dacă sunt centre private, bineînțeles, putem să colaborăm cu mai multe centre private de sănătate, centre de terapie alternative. Ne dorim să lucrăm cu doctori, cu specialiști în domenii, pentru că tehnologia este foarte avansată, este ușor de aplicat. Iar pansamentele plasmatice, practic, oferim o sticlă de 500 de ml de apă plasmatică cu valabilitate pe un an de zile, în care acea sticlă se varsă într-un bidon de 5 litri de apă de izvor, practic se fac 5 litri și ceva de apă plasmatică. Și acești 5 litri se folosesc în plasturi, se fac plasturi cu ei, practic un tifon pus într-o pungă cu zip, am mai prezentat, cred că în a doua emisiune sau a treia, se realizează acești plasturi mai puternici și mai slabi, în funcție de picăturile care se pun în interior și se aplică, bineînțeles, între 30 de minute și între 30 și 60 de minute, de două ori sau de trei ori pe zi. Nu se aplică direct pe organe, nu se aplică direct pe coloana vertebrală, mereu se învelește, să zic așa, se învelește zona cu durere, articulațiile și așa mai departe. În cât timp ar apărea efectele în cazul acestor plasturi? În cazul plasturilor, pentru că au foarte mult calciu și sau au la bază CO2, practic se reduc durerile. În funcție de durere, nu știu, poate să se reducă durerea în 5 minute sau în 2 zile, nu știm lucrul ăsta, fiecare este ceva diferit. Uh-huh.
este crește imunitatea, deci astea sunt unele beneficii, pentru că în momentul în care lucrăm pe energia calciului, atunci energia calciului împreună cu celelalte elemente care noi le avem în aceste gansuri speciale reușesc să condiționeze moduva osoasă să se dezvolte. Asta înseamnă că o să crească nivelul de imunitate al fiecarei persoane care aplică. Și ceea ce mai vedem este echilibrare emoțională, adică pur și simplu un plastor e pus pe cap, reușește să echilibreze emoțional, dar bineînțeles nu dintr-o singură procesare. La unele, deja au început să apară rezultate, cel puțin la coronițe ne-au zis că apar rezultate în 2-3 minute, încep să apară senzații, lucruri care îi ajută, asta ne bucură. Vrem să vedem bineînțeles și dacă sunt efecte adverse. Asta nu știm. Tocmai de aceea cercetarea asta este experimentală, nu vindem nimic și oamenii sunt responsabili de ceea ce aplicăm. Aceste dispozitive pentru cu plasturi pentru regenerarea osoasă, spuneai că pot fi folosite și în zona măduvei. Sunt utile în cazurile de leucemii și de alte afecțiuni? Din ceea ce ni se transmite absolut, toată energia noastră la nivel de celule are la bază energia calciului, iar noi avem calciu de diferite spectre de energie în aceste gansuri speciale și nu vrem să intrăm într-o procesare anume, pentru că noi nu procesăm acea afecțiune, noi practic aducem un echilibru al calciului în corp. Deci nu ne interesează în general afecțiunea. Ne interesează să vedem că se reduc intensitățile, da? Omul începe să se simtă mai bine sau să miște mai bine mâna sau piciorul, pentru că s-ar putea ca acea afecțiune să fie cauza altei afecțiuni. Dar noi lucrăm cu gansul de CO2 și alte elemente care noi le-am pus acolo, lucrăm pe echilibrare emoțională și s-ar putea ca efectele să fie mult mai interesante pe mai multe afecțiuni, nu doar pe una. Pentru că la nivel de celule, dacă condiționăm energia calciului și știm să o condiționăm, să nu dăm nici prea mult, nici prea puțin, atunci noi vedem că foarte multe afecțiuni și ceea ce e important este sistemul imunitor, acolo să se vadă rezultate, alea le căutăm noi, la sistemul imunitar. Ai un sistem imunitar bun, înseamnă că ai calciu echilibrat și măduva ta osoasă este sănătoasă. Nu ai sistemul imunitar slab, este invers, de la măduvă pleacă tot. Iar noi am învățat cu ce elemente să intrăm și să condiționăm măduva osoasă. Deci lucrăm pe mai multe spectre, noi nu le spunem oamenilor că lucrează pe o afecțiune, noi le-am spus zona unde să aplice și cum să aplice. Sunt afecțiuni care sunt pe site-ul nostru, sunt afecțiuni de la multe protocoale pentru diferite cazuri și oamenii pot să stea să studieze exact dacă avem pentru afecțiunea care eu caută, pentru că sunt și protocoale de sănătate exacte pentru diferite afecțiuni. Da. Și acele coronițe cu aplicația pentru superinteligență, ce efecte pot să aibă? Noi, și în cât timp? Acele aplicații sunt nu au o durată de valabilitate limitată. Și efectele sunt în general tot ce înseamnă în zona neuro, zona memoriei, zona IQ-ului, abilității latente, da? Deci tot ce este stocat în noi și nu s-a putut dezvolta, putem să deblocăm. Memoria noastră, neurotransmițătorii noștri pot să funcționeze mai bine, neuronii noștri pot să absorbă mai multă informație și un tip de informație mai de energie înalte. Și tot ce înseamnă în zona memoriei, zona neuro, deci tot ce înseamnă pe creier se îmbunătățește, ar trebui să îmbunătățească parametrii, pentru că acest gans este făcut în urma studiului asupra unei cărți unde se prezintă foarte multe alte, se prezintă o combinație de elemente, care fiecare element
accentuează, amplifică și ajută zona memoriei și zona inteligenței noastre, transformând creierul prin, nu doar stând cu acea coroniță, e nevoie să stai un pic să mai, nu o să se activeze abilitățile latente ca ei, nu, trebuie să te joci și tu cu ceva, adică să și acționezi. Noi am dat jucăria, dar dacă oamenii nu acționează, atunci asta ar putea să aibă efecte că dorm mai bine, se reduce stresul, se echilibrează emoționalul, s-ar putea să vadă mai bine cu ochii, s-ar putea să nu mai aibă dureri în corp, pentru că aici ne interesează pe noi calculatorul. Da? Asta, să zic, e procesorul, inima noastră, dar aici. Și atunci, eu, dacă condiționez această zonă, restul poate să fie echilibrat. Dacă oamenii își pun intenții că stau cu coronița și să lucreze la ficat, energia, acolo se va duce energia. Dar fiind un proiect de cercetare, noi lăsăm pe oameni să se ducă în ce direcție, noi le spunem, uitați, astea sunt beneficiile pe care noi le urmărim. Avem, nu știu, 10-15 lucruri pe care le urmărim și ei ar trebui să ne răspundă la fiecare sfârșit de lună dacă au început să aibă efecte benefice sau efecte adverse. Pentru că așa e în cercetare, poate nu ți se din prima. Din ce observăm, nu există. Noi le-am testat, bineînțeles, înainte, nu punem oamenii în pericol. Și le-am spus cum să le folosească, cum să le păstreze, cum să nu folosească, cine să nu folosească aceste aplicații. Și din ce observăm așa un răspunsuri scurte, când am dat drumul la acest proiect, se pare că sunt efecte benefice. Cel puțin oamenii pot să doarmă, ceea ce pe, mai bine, ceea ce pe noi ne bucură, la alții apar vise și avem împrăștiate aceste aplicații în foarte multe orașe și așteptăm să vedem ce ne spun oamenii de Crăciun, de Revelion, poate ne mai zic și nouă că au folosit și că au efecte benefice. Super! Oare acest dispozitiv ar putea avea efect și la nivelul inteligenței emoționale și la nivelul inteligenței sufletului? Noi asta vedem, acolo vrem să ajungem cu oamenii, dar până ajungem acolo ei trebuie să scape de dureri de cap, trebuie să scape de stres. Apoi vine omul, înțelege altă parte de energie și începe să înțeleagă această inteligență emoțională. Oamenii emotivi s-ar putea să nu mai plângă așa de mult, da? Pentru că au înțeles că toate lucrurile astea au o bază energetică și că nu mai e nevoie să fie așa de influențați, așa ușor de influențați de aceste energii și ei să înceapă să plângă pentru că sunt slabi emoțional. Și atunci te întărești emoțional, pur și simplu. Dar să ai și tu intenția. Noi lăsăm pe oameni, de asta am zis, noi lăsăm pe oameni să-și pună ei intențiile lor. Nu putem să-i programăm noi. Dar pe intențiile lor lucrează tot ceea ce punem noi la nivel, îi spunem plasmă. Deci pe intenția lui. Mai vedem iarăși în partea de, o să avem și o emisiune, o să invităm probabil iarăși pe Ruxandra, pentru că am dat drumul și la partea în care aceste sisteme de energie, aceste sisteme mai grav avansate, nu ceea ce prezentăm aici, altfel, alte sisteme nu sunt făcute public, noi deschidem și posibilitatea în care facem procesări cu terapeuți plasmatici de la distanță. Practic, intrăm în contact cu tine prin telefon, există pe site acest anunț, intrăm în contact cu tine pe telefon și tu ai o afecțiune, ai o intenție, da, de procesare a unei afecțiuni, iar echipa noastră te ajută pe tine și energia divină lucrează prin noi, prin terapeuți, prin tine, ca tu să-ți echilibrezi acea parte și, bineînțeles, facem și partea de psihologie, pentru că noi vedem iarăși partea de psihologie, mergem mână-mână cu ceea ce facem, adică oamenii vor avea rezultate și vedem că avem rezultate cu aceste terapii de la distanță și nu vrem ca oamenii să se întoarcă din nou la stilul de viață așa, te-ai făcut bine, da? Dumnezeu ți-a dat posibilitatea asta prin noi, da? Deci s-a creat o condiție, da? Noi am creat această condiție să se lucreze la nivel divin asupra ta, să tu să nu mai te duci la doctor. Bun. Tu ce faci de mâine încolo? Da? Același stil de viață, ești la fel de răutăcios, mănânci la fel, bei alcool, fumezi la fel de mult? E treaba ta, dar noi facem ușor și niște psihologie cu ei, ca oamenii să înțeleagă stilul de viață, alimentație, gândire, toate astea trebuie revizuite.
Și echipa noastră o să se mărească de la anul, să sperăm că o să întâlnim mai mulți oameni care au lucrează în câmpuri, văd câmpurile pentru noi, astea sunt cu acești terapeuți, acești oameni lucrăm. Chiar nu ne interesează dacă oamenii au vreo pregătire certificată undeva. Noi suntem terapeuți plasmatici, noi suntem cercetători, nu trebuie să mă certifice pe mine nimeni să pot să fac ceva unul la unul cu tine, pentru că asta înseamnă cercetare. Și se vor dezvolta o echipă de terapeuți care sunt oameni cu abilități și au această menire de a-i ajuta pe alții să se lase, adică energia divină, să lucreze prin ei și prin sistemele noastre, să lucreze asupra lui X și lui Y. Iarăși, este foarte important, pentru că se vede la nivel energetic pe cine să nu lucrăm. Pentru că noi cerem o poză, să ne conectăm cu acea persoană, ei au un chestionar, trebuie să răspundă la niște întrebări. Nu ne interesează dacă sunt vaccinați sau nu vaccinați, nu ne interesează dacă au nu știu ce afecțiuni, nu ne interesează să răspundă la întrebări. Și noi cerem și o poză. Și pe poza aceea noi aflăm dacă acea persoană poate să primească această îndrumare divină, această îndreptare divină. Pentru că vor fi și persoane, și sunt și persoane care noi nu putem, ne sunt dragi și nu putem să lucrăm asupra lor, pentru că nu avem dreptul. Da? Nu lucrează Dumnezeu, nu și-au înțeles ei exact ce aveau de înțeles din acea afecțiune și nu putem să intervenim. Deci întotdeauna o să se pară, noi așa vedem lucrurile în totalitate. Uh-huh. Preluăm cazul, înseamnă că e ceva acolo și putem, noi nu ajutăm noi. Energia de Dumnezeu face acest lucru prin terapeuții noștri și noi invităm terapeuți care văd câmpuri, lucrează în câmpuri, au aceste percepții naturale sau și le-au dezvoltat și au această menire, simt că e rostul lor să ajute oamenii, noi o să facem de la distanță. Și sunt sesiuni de o jumătate de oră, o oră, stai întins în pat și se lucrează energetic asupra ta. Deja se lucrează energetic și aceste tehnici la fel sunt cunoscute, să zic așa, doar că noi venim și spunem oamenilor, uitați, venim cu un doctor, lucrăm cu un sistem care este recunoscut la nivel științific, asta este diferența, nu că inventăm noi ceva. Noi spunem că totul se face prin sistem, prin conexiune divină, prin terapeut, se creează practic o condiție și se lucrează pe acea persoană, care acea persoană e pe o barcă și stă întins și dă la pește. Practic, cu ajutorul acestor dispozitive și cu ajutorul terapeuților se obține un efect mai rapid, se accelerează cumva procesul de vindecare sau care e rolul terapeutului, practic? Să conecteze persoana cu lumina divină. Deci noi ce vedem la nivel de câmpuri este că se amplifică lumina în celule. Și o să vă spun Roxandra acum, pentru că noi la nivel de câmpuri vedem lucrurile astea. Și o să avem o emisiune când o să avem posibilitatea și are și Roxandra deschiderea la anul și o să vă prezinte și probabil și câteva cazuri și cum, ce se întâmplă la nivel divin, cum acționează această energie, unde se duce, este inteligentă, se duce pe zonă sau se duce în altă parte, cum se dezvoltă, cum arată celula care a primit această energie. Deci toate lucrurile astea, pentru că noi suntem observatori, creăm acest contact între pacient, pacientul practic a pierdut legătura, subiectul a pierdut legătura cu divinitatea, îl ajutăm să-și refacă legătura cu divinitatea, se reduc probabil afecțiunile sau se elimină probabil afecțiunile, și după aceea omul este în contact cu divinitatea. Spuneai că vor fi anumite situații în care nu veți putea interveni. Care ar fi acele restricții? De ce natură? Noi înțelegem că unele suflete poate în această karmă, da? Deci cauză și efect, au prea multe cauze negative și vor să scape de aceste cauze negative, pentru că noi oferim această scurtătură să, prin noi, Dumnezeu să-i facă bine. Doar că nu poți să-L păcălești pe Dumnezeu. Absolut. Da? Și atunci noi vedem la nivel energetic un semn foarte clar. Asta văd echipa de terapeuți. Li se arată un semn
distinctiv, clar, încă nu se poate lucra pe acea persoană. Deci sunt suflete care aici mergem iarăși într-o zonă iarăși spațială, vom avea clone, deci sunt clone multe printre noi, da? Da. Ființa care controlează clona trimite clona la tine să o faci bine și noi, Dumnezeu știe, păi stai un pic că tu manipulezi, faci așa și tu vrei să-ți faci clona bine. Iarăși, deci lucrurile astea de noi sunt cunoscute, poate nu le vorbim așa de des, dar noi la nivel energetic știm multe despre multe persoane care interacționăm cu ele. Și atunci vedem care este intenția lor din spate, vedem dacă e chiar un suflet care poate să fie ajutat și nu decidem noi asta. Deci nu decidem noi, nu facem noi acest, noi doar creăm condiția ca omul să se eleveze, omul singur să primească, să accepte în primul rând această energie, noua medicină. Nu e noua medicină, e ceva născut în noi de a ne conecta cu Dumnezeu, să primim ceea ce merităm. E, unii merită și unii n-or să merite, noi vedem că cu mulți o să lucrăm, da, ce puțin. Cu alte cuvinte, ce înțeleg eu este că acei oameni care cumva s-au trezit, sunt așa în prag de trezire, au început să lucreze un pic cu ei, cu sufletul lor, să aibă un nivel de conștiință un pic mai înalt, să-și dea seama că au făcut anumite greșeli și nu continuă să le facă, aceia vor putea fi ajutați. Noi nu știm. Nu? Noi nu știm acest lucru. Dumnezeu hotărăște asta, nu doar echipei se spune că se poate sau nu se poate, nu îi se dau cauzele, nu ne, da? Pentru că la fiecare persoană este o altă tipologie, e un alt caracter și sunt alte experiențe în spate. Ideea este că nu poți să păcălești pe Dumnezeu. Poți să mă păcălești pe mine și eu după aceea să mă întreb pe Dumnezeu, tu vrea să mă păcălească? Ce vrea să mă întreb? Eu îi las pe oameni să mă păcălească de obicei. Dar după aceea se întoarce tot asupra lor. Pentru că dacă tu nu ești corect în viață, energia se întoarce împotriva ta după aceea. Nu se întoarce împotriva ta, e pur și simplu dinamica în care se contopesc lucrurile, să fie echilibrate. Dar o să fie ceva de viitor, pentru că vrem să mergem și mai departe, deci după ce o să avem cazurile acestea în care oamenii singuri vor spună că Dumnezeu i-a ajutat, s-ar putea să facem și sesiuni de grup. Pentru că putem să lucrăm, de exemplu, cu copii. În grădinițele private se fac meditații, se fac lucruri și atunci se poate lucra cu copii, să avem, acolo sunt alte înțelegeri cu copii. Sau putem să lucrăm cu azile de bătrâni, unde cei de acolo doresc, uitați, suntem toți, vrem să vedem, îi luăm pe fiecare în parte, tu nu poți să participi, restul poți să participe. Și atunci se pot face sesiuni de grup de la distanță, pentru că această energie este așa de abundentă, e pentru toată lumea și toți pot să aibă acces la ea, doar că noi ne-am dus către materie și mergem să cumpărăm un medicament. Bun, ne-am înțeles lucrul ăsta, e perfect, bun, cumpărăm în continuare medicamente. Dar care ar fi varianta, soluția mai simplu? Pentru că tot ce se manifestă pe masa asta este făcut din câmpuri. Nu e mai simplu să trimiți câmpurile alea pe tine? Dacă nu apelează la cei care sunt mulți terapeuți, noi prezentăm soluția științifică, iarăși, oamenii să ne înțeleagă, deci nu e ceva ce inventăm noi. Noi prezentăm doar o soluție științifică, prin tehnologie să accesăm, să recunoaștem că energia lui Dumnezeu, creatorul, cum vreți să-i spunem, sursa, este în tot și în toate. Noi asta facem, nu facem nimic nou. Da, și că, cel puțin teoretic, dacă nu și practic, fiecare om are acces la sursă. Da. Și dacă a uitat, nu e nicio problemă. Sunt oameni care îi aduc aminte. Da. Și asta este schimbarea, cel puțin în România, schimbarea de conștiință și tocmai de aceea cred că or să vină să ne conducă oameni care sunt oameni dintre noi. Oameni dintre noi care n-au diplome, pentru că n-au nevoie de diplome, dar omul ăla îți levitează în față sau omul ăla se teleportează din fața ta, omul ăla îți aduce o cunoaștere care tu nu ai acces, omul ăla îl recunoști la nivel de suflet, la nivel de lumină, vezi lumina din el pur și simplu.
nu mă interesează afișe electorale. Deci cumva noi o să lucrăm, noi lucrăm deja la nivelul ăsta de conștiință, pentru că noi în România deja nu ne mai ducem să votăm pe oricine sau nu ne mai ducem de vot la vot direct. Deci sistemul, în sistem automat nu se dărâmă sistemul. În sistem vor veni oameni pregătiți de divinitate să ducă planul mai departe pentru România. Nu se întâmplă acum, se întâmplă la următoarele alegeri. Nu se întâmplă la următoare. Nivelul de conștiință oricum va crește și nu va mai fi acceptată minciuna, batjucura, ura, războaie și așa mai departe pe niciun stat pe planeta asta. Da. Pentru că aceste dispozitive creează un nivel de conștiință înalt. Și da. Atunci... Oricum, sufletele care vin au un alt nivel de conștiință. Și aici nu mai zic că sufletele care vin, vin ancorate și, din câte înțelegem, este, vor veni doar suflete care să ajute planeta, nu mai vin suflete care să vadă cum e pe aici. Nu, aici vin doar că să ajuți, nu vii să mai experimentezi și partea, să zic, partea negativă. Deci s-a oprit accesul entităților care vin să experimenteze și partea asta de involuție către, mă rog, către multă densitate, către multă materie. Acum vor veni foarte multe suflete și din câte înțelegem sunt majoritatea, cel puțin jumătate din ceea ce se manifestă la nivel global, jumătate sunt în România. Deci nivelul nostru de conexiune cu divinitatea este unul mare în comparație cu celelalte țări și asta vedem prin nivelul de inteligență și nivelul nostru de vibrație și ceea ce, nu ce se întâmplă în politică sau în, la televizor, astea sunt lucruri care vor să schimbe conștiința, dar la nivelul de puritate al, al sufletelor care vin. Deci ne îndreptăm întotdeauna către evoluție, pentru că conștiința asta a ales la nivel global. Se spune că la nivel global 70% din conștiințele care sunt, sunt pregătite să ascensioneze. Doamne ajută, așa să fie. Ne-ai lăsat cu un mesaj foarte pozitiv. Îți mulțumesc pentru încă o emisiune extraordinară din perspectiva mea. Sper că și ție, om drag, ți-a plăcut și că ai rămas alături de noi până la final. Până data viitoare, te îmbrățișez cu inima, ne vedem joia viitoare la 18:30.